florile în grădină, te iubesc, îți țin de mână, știu. Mare este lumea toată, dar mai mare e inima ta. O, tu pleacă, dar rămâne inima ta lângă mine, ta. Vă aducem un plus de emoții, dar această emoție să fie pozitivă. Așa este? Da, e pozitivă. Doamna Iulia, această inimă mare vine cu dragostea, stima și dorul unor oameni care tare, tare vor să fie astăzi cu inima alături de dumneavoastră, așa cum fizic nu pot fi, vor să le simțiți dragostea, să le simțiți dorul, să le simțiți toate sentimentele frumoase care le au pentru această frumoasă omageată. Cum crede doamna Iulia? Cine ne-a trimis la casa ei? Ce-i șoptește inima? Este de la copiii mei, de la fiica mea, Diana, de la jinerile meu, Laurențiu, și la nepoțuica Chloe. Ia că așa, știe inima! Știe inima frumoasă de la cine, pentru că aici este o surpriză, uite-o, ca să-i vedeți! Așa, să fie prezenți lângă dumneavoastră. Să-i vedeți și să vă bucurați de ei. 101 de trandafirași, bănuiesc cu atâția ani încă cât vă doresc acești copilași frumoși. Și în fiecare floare câte o dulce îmbrățișare. Primiți-le, doamna Iulia, din toată inima. Mulțumesc frumos. Dar cum vă simțiți astăzi? Așa, rotunjiți în vârstă așa frumoasă, dar totuși vârsta din buletin este doar o cifră. Da. Principalul este că noi vă vedem tânără, frumoasă, plină de energie, iar asta este cel mai important. Să fiți tânără în suflet mereu, așa, mulțumesc, ca la 20 de ani. Diana, scumpa noastră, minunată noastră ființă. Bineînțeles că orice zi de naștere este însoțită de cadouri și de mesaj de felicitare. Iar pentru dumneavoastră aceste rândurile sună, uite așa. Dragă mamă, cea mai bună, cea mai blândă și cea mai iubită ființă, te felicităm astăzi cu ziua ta de naștere. Dorim ca Bunul Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ocrotească, să ai o sănătate de fier, să-ți strălucească mereu ochii de fericire și de emoții plăcute, să ai parte de zile senine și colorate, cu cât mai multe culori în ele. Dorim ca zâmbetul tău să radieze zi și noapte, iar în sufletul tău mereu să fie vară. Ești o mamă și o bunică minunată, harnică și iubitoare. Fie ca Dumnezeu să-ți dăruiască încă mulți ani fericiți, minim 101. Să ne bucurăm de toată familia noastră frumoasă și de tot ceea ce putem noi crea mai frumos, pentru că datorită ție suntem noi astăzi. Datorită ție am și eu astăzi o familie. Mămica mea, scumpă și dragă, îți mulțumesc din suflet pentru răbdarea de care dai dovadă, pentru nopțile nedormite până m-ai văzut mare, pentru infinita ta iubire, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Dorim ca să-ți fie răsplătit însuțit și numit toată bunătatea de care dai dovadă. Acum suntem departe, dar cu sufletul lângă tine. Fie ca această zi și toate care vor urma să-ți aducă bucurie, pace și căldură în inimă. Despre tine, mamă, s-ar putea scrie cărți despre bunătatea ta, alinarea, înțelegerea și toată rafinețea ta. Iar nouă nu ne ajung cuvinte ca să scrim toate aceste rânduri, să te descoperim pe tine, pentru că de fiecare dată ne uimești cu toate. Îți dorim, ca de obicei, să ne fii cea mai fericită,
din suflet un la mulți ani și un mare, mare, mare îmbrățișare și un dulce, dulce sărut din depărtare de la toți cei care te iubesc, cum ați fost Fita, Diana, ginerile și nepoțica frumoșica. Toți vă spun într-un cuvânt că vă iubesc, vă adoră și sunteți una dintre cele mai scumpe ființe. La mulți ani, doamna Iulia! Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din tot sufletul! Vreau să mulțumesc copiilor mei. Îi doresc de această surpriză care nu m-am așteptat. Cum știam că, mă rog, poate să fie surpriză, dar numai nu așa de mare. Și le doresc lor mult sănătate. Vreau să le spun că îi iubesc foarte, foarte mult și, într-adevăr, nu s-a alăturat de mine, dar asta e. Le simțiți, da, le simt dragostea și grija care vă poartă și mulțumirea care o au în suflet. Aveți o fiică una și bună, da? Domn Valeriu, ia veniți aici lângă scumpa soție. Câți ani aveți alături de doamna Iulia? Galeo, stai să-mi aduc aminte că sunt mulți. 30, unii după bine, acolo e camera acum, cum nu știi? Nu ne aduc aminte, eu am tot mai retras mai mult. 36 de ani. Cum a spus domn Valeriu, e, sunt mulți, încă mulți o să fii. Sunt mulți, da. Mulți încă vă dorim să fii înainte și să vă puteți bucura de tot ceea ce urmează în viața voastră, ca de bunii și de părinți, de toate realizările acestor copii minunați. Și cum este viața alături de doamna Iulia? Bă, da proste, bine, bună. Frumoasă. Frumoasă. Da. Asta este. Dacă vă vedem așa zâmbăreați și frumoasă, este și meritul dumneavoastră. Și dacă vă vedem și pe dumneavoastră așa cu zâmbetul pe buze întipărit, înseamnă că este și meritul doamnei Iulia, că aveți grijă unul de altul, că așa sunt copiii, da, pleacă la casa lor, dar soțul și soția sunt cei care se sprijină unul pe altul și un exemplu de urmat copiilor. Iar voi sunteți un exemplu foarte bun. Așa că ne bucurăm. Mulțumim pentru frumos. Asta. Vă dorim încă mulți ani înainte împreună, frumoși, Doamne, cât mai des după posibilitate să vă pășească nepoței, pragul și copilașii ca să vă puteți bucura. Dar când vă mai întâlniți, alegeți o zi și ziceți astăzi sărbătorim ziua mamei. La mulți ani și toți fericiți! Mulțumim frumos și dumneavoastră, vă mulțumesc frumos de această surpriză și să vă dea Dumnezeu sănătate și să mai faci surprize. Dacă o să găsim așa femei zâmbărițe și frumoase, cu siguranță. Tu ești viața mea, dragă mamă.